psalmilor, dacă le-am analizat, poate că de multe ori este un psalm în care, dacă ești un copil al Domnului, chiar dacă vei merge, poate vreodată la marginea pământului și te simți uneori singur sau neajutorat, să știi că Domnul te vechează și este alături. Amin! Și de aceea aș vrea să citesc psalmul 131, de la versetul 1 până la 10. Amin! Doamne, mă cercetezi de-aproape și mă cunoști, știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când Domnul și când mă cunoști și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mi-nconjori pe dinapoi și pe dinainte și îți pui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi stui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua mâinilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Amin. Următoarea cântare care vrem să o dăm spre slava Domnului se numește... Mas